Bună seara, iubitori ai sportului județean, sunt Tudor Stan și ca de obicei vă dau întâlnire la emisiunea Din Voleu. În această seară nu prea avem multe de povestit pe latura sportivă, deoarece multe sporturi se află încă în vacanță, nu s-au reluat pregătirile decât la vole și la basket și pentru lucrul acesta vom avea un invitat surpriză cu care vom dezbate mai multe probleme sportive, mai multe întâmplări care s-au petrecut de-a lungul sezonului. Vom discuta despre rezultatele obținute în turul de campionat 2012-2013. Dar pentru asta am pregătit un scurt rezumat al turului partidei dintre CSU Alba Iulia și CSBT Alexandria din sferturile Cupei României, prima manșă. Îi rog pe colegii din regie să nu mai lungim timpul, după care o să revenim cu discuții.
Am revenit în direct și l-am alături de mine pe Sorin Stanciu, un jurnalist bun, un jurnalist experimentat, care nu se ocupă în general de sport, dar îl cunoaște foarte bine. Te salut, Sorin! Bună seara! Ce părere ai despre... Te întreb prima dată despre acest rezumat, despre acest meci al CSU-ului împotriva Alexandriei. Sincer, nu am fost la meci. Meciul considerat în deplasare la Alexandria, dar jucat la Alba Iulia. Însă... cred că a fost un meci bun, după statistici m-am uitat un pic pe rezumatul făcut de tine. A fost un meci bun în care am bătut clar, practic, Alexandria. Am venit la acest meci, am pornit favorit, având în vedere că am bătut în campionat la Alexandria și le-am dominat clar, le-am bătut la 15 puncte, o să vedem probabil un rezumat la fel făcut de tine. Le-am bătut și în retur și ne-am calificat fără probleme în premieră. În semifinala Cupei României la basket. Alexandria, o echipă bună? Te întreb, știu că ești mai... O echipă sub nivelul echipei de anul trecut, doar o echipă, să spunem, de primele 8 în campionat. A pierdut niște jucătoare, avea anul trecut niște sârbăice foarte bune, un pivot care e la plan, care acum este la Arad și este una dintre liderele Aradului. Are niște jucătoare americance venite. N-au zis nimeni de ele, jucătoare de nivel mediu. Te întreb această chestiune deoarece înainte de meciul din campionat era așa anunțat un derby, cum ar veni, dintre CSU și CSBT Alexandria, meciul jucat la el în deplasare. Dacă te referi la meciul de campionat, meciul de campionat, într-adevăr, se anunța un meci foarte dificil, deoarece la Alexandria este foarte greu de jucat și din punct de vedere al publicului. Au un public foarte mare iubitor de basket, care presează foarte mult pe jucătoare, pe echipa adversă și care întotdeauna este foarte dificil să bază Alexandria. Mi-amintesc cel puțin meciul de anul trecut de la Alexandria, când noi eram neînvinși în campionat. Și ne-am dus la Alexandria și a fost prima înfrângere pentru noi. A fost dezamăgire mare atunci pentru că echipa a începuse foarte bine cu 8 victorii consecutive. Însă când jucătoarele, cel puțin și chiar și oamenii din conducere ne-au spus că au fost tratați foarte rău la Alexandria. De public mă refer, arbitrajul ne-a fost defavorabil. Probabil că în acest an n-au mai avut ce face cu echipa asta destul de slăbuță. Adică sub nivelul echipei noastre, bineînțeles, și sub nivelul echipei de anul trecut a lor. Dar poate o galerie să pună presiune pe arbitri? Poate foarte bine să pună presiune pe arbitri. Cred că și galeria noastră a reușit să pună presiune pe arbitri în unele momente. Ne amintim și meciul de anul trecut de acasă cu Arad, când a fost, cred că, cea mai multă lume la sala noastră a universității de când s-a înființat echipa. Un meci dramatic. Un meci dramatic, pierdut de echipa noastră în cel de lume, dar eu zic că dacă nu era galeria și nu era publicul care să încurajeze echipa, puteam să pierdem mai tare. Așa a fost un meci care ți-a lăsat senzația, chiar dacă l-ai pierdut, că a fost pe muchie, puteai să bați o echipă care e de tradiție pentru campionatul nostru Arad. Deci poate să pună publicul foarte mare presiune și pe arbitri și pe echipa adversă. De multe ori am auzit cum că CSU a avut probleme cu arbitrajele atât în deplasare cât și acasă și de multe ori puneau rezultatele negative pe seama arbitrajului, cum ar fi, îți dau exemplu, meciul de la Satu Mare, dacă ți amintești, de anul trecut, au venit de acolo o înfrângere la un punct, două, și totul s-a jucat pe cartea arbitrajului, cum ar veni. Da, a fost meciul din play-off, care oarecum te referi la meciul de la Satu Mare, dar la Satu Mare la fel este un teren unde foarte greu poți să învingi. Noi am făcut prostia, să-i spunem prostia, că am pierdut meciul, nu ne-am concentrat și am pierdut meciul de acasă, primul meci, pentru că noi am plecat cu avantaj în acel meci de play-off cu două meciuri acasă și doar unul de plasare, fiind clasate mai bine după finalul sezonului regulat. Acolo, într-adevăr, am înțeles că au fost și probleme cu tabela, au oprit tabela, au pornit-o când au vrut ei. Nu neapărat publicul a influențat în meciul respectiv, dar arbitrajul a știut să-și facă... Bine, în basket nu se prea știe chestiunea aceasta, dar arbitrii se cumpără în basket. Ca și în fotbal, în basket nu se prea vorbește despre chestiunea asta, dar cu bani mai puțini, un arbitru se poate fi cumpărat în basket și să-ți întoarcă un meci foarte ușor. Să revenim mai aproape și te întreb ce părere ai despre această calificare în premieră în semifinalele Cupei României la basket feminin. Consider că este o calificare foarte bună.
care a venit după două meciuri, adică patru meciuri practic, dar două manșe cu Craiova, o echipă foarte bună, o echipă bună, în care am reușit să batem și tur și retur în primul tur, și iar în turul 2 pe Alexandria, care am avut, bineînțeles, șansa să jucăm două meciuri acasă, dar cum am demonstrat că le-am bătut lejer și le-am bătut și în campionat. În Cupa României suntem în semifinale, avem șansa acum să jucăm cu Sfântul Gheorghe. Am impresia că este cel mai ușor adversar care l-am putea avea după tragerea la sorți. Mai este Aradul, este calificat în semifinală, și Târgoviște. Cu puțin noroc am putea să jucăm cu una dintre Târgoviște sau Arad și să pierdem, să jucăm pentru locul 3 cu Sfântul Gheorghe, să spunem, sau mai bine să picăm cu Sfântul Gheorghe, să le batem și să mergem în finală, și în finală se poate întâmpla orice, se spune. După meciul câștigat de noi împotriva celor de la Sfântul Gheorghe de pe teren propriu, îl întrebasem pe Tomaș Bilek dacă va folosi o garnitură de rezervă, cum ar veni în semifinale, pentru că imediat după acel meci urmau semifinalele, dacă ți-aduce aminte, la un interval de 3-4 zile. Și el mi-a spus că această Cupa României a devenit un obiectiv clar și nu va folosi nicio rezervă. Da, este un obiectiv mai ușor de realizat din punctul meu de vedere pentru noi în acest an decât campionatul. Și atâta timp cât poți să iei unul din cele două trofee care se pun la bătaie la începutul sezonului, eu zic că poți să-l consideri prioritar. Atâta timp cât tu pleci cu... N-am avut privilegiul să jucăm de la început în Cupa României cu o echipă gen Olimpia București sau Rapid sau echipe mai slab cotate, sau Oradea, de exemplu. Dar având în vedere că am reușit să batem Craiova, am reușit să batem Alexandria, deja ați dat de gândit, uite, poți să faci ceva și te bazezi și pe faptul că Târgoviște e implicată în Euroligă, e implicată în campionat, vrea să fie campioană. Aradul se bate la campionat și dacă te gândești că poate ele, joacă ele cu rezervele, tu trebuie să spui echipa cea mai bună, să dai totul pe teren și să speri că poți să câștigi. Și să aduci unul din obiective la Alba Iulia nesperat. Păi suntem un obiectiv atât în cupă cât și în campionat. Locul 4. Suntem un obiectiv practic și în campionat. În cupă, bineînțeles, n-ai ce să comentezi. Au fost 4 victorii din 4 meciuri. În campionat a fost un tur de campionat poate sub așteptările dinaintea sezonului, când se spunea că putem să fim chiar finalist, că... Dar nu e nimic pierdut. Nu e nimic pierdut, într-adevăr. Doar că jocul echipei, din punctul meu de vedere, din ce am urmărit eu, nu s-a ridicat la așteptările publicului, ale mele, ale jurnaliștilor sportivi care au văzut că am mai scris despre echipă. Parcă nu știu ce să spun. Jocul nu a fost acel joc colectiv care îl vedeam anul trecut. Parcă nu a fost acea dăruire în teren ca anul trecut. Deși dacă ne uităm un pic pe statistici, te uiți pe statistici în clasamentele respective, jucătoarele au cam aceleași cifre ca anul trecut. Sunt clasate bine. Dar parcă mai bine s-au purtat individual și colectiv nu am jucat la fel de bine. Acum sper ca să rămânem pe aceeași lungime de undă, să ne batem de la egal la egal cu contracandidatele noastre, deja putem să le spunem contracandidate, cele trei echipe puternice din fața noastră, și să putem să terminăm, eu sper, chiar pe locul 3 sezonul regulat, să avem o poziție bună în play-off, pentru că toată lumea știe că dacă intri în play-off mai jos de locul 4, o să dai de granzi și o să fie în defavoarea noastră faptul că jucăm un meci mai puțin acasă. Da, uite că încet, încet CS Universitatea Alba Iulia ajunge printre granzi. Ajunge alături de Satu Mare, Arad și Târgoviște. Da, a ajuns printre granzi încă de anul trecut, deoarece încă de anul trecut s-a dorit să se investească banii în basket. Până acum am jucat la început, acum 5-6 ani, ca nivel de amatori. Acum 3 ani, îmi amintesc că deja s-au făcut primele transferuri cât de cât cu entuziasm făcute și cu entuziasm primite de oameni, dar nu am reușit să ne îndeplinim obiectivul care era 1-8 și am fost doar pe locul 9. În anul trecut, într-adevăr, s-au atras investitorii lângă echipă. Universitatea a decis că vrea să facă basket de performanță. Cred că ales un sport bun la care se poate face performanță, deoarece la nivel de universitate nu știu la ce sport s-ar mai putea face performanță de nivelul acesta, și cred că așa s-a reușit. Doar cu bani se poate reuși.
Și dacă vorbim de buget de 1 milion de euro sau și a ajuns, 1 milion de lei, îmi cer scuze. A ajuns universitatea să oferă acel basket de performanță pe care ne-l dorim noi suporterii, jurnaliștii, împătimiți acestui sport? Fără doar și poate. Fără doar și poate. Universitatea a oferit încă de anul trecut un basket de performanță. Bineînțeles, apreciat de public, pentru că dacă stau să mă gândesc acum 3 ani la basket în sală, dacă se strângeau 50 de spectatori, acum dacă stai să te gândești la maximul de audiență la meciul cu Arad, au fost undeva la 500-600 de oameni. 500, da. La o sală care își permite pe locuri, pe bănci, mă rog, nu pe scaune, 150 de persoane, să spunem, maxim 200. Deci, într-adevăr, a prins, a entuziasmat lumea, a dus lumea la sală și cred că lumea, dacă se va continua pe aceeași lungime de undă și se va investi în continuare și nu vor mai fi scandaluri, adică mă refer să fie liniște la echipă, știi foarte bine că a fost un moment tensionat la un moment dat, care, dacă sigur ai observat că din momentul Timișoara, când a fost și căderea aceea și acel conflict în cadrul conducerii, lumea a venit puțin. A venit foarte puțin la lumea la sală în meciul următor. Dar apoi, venind seria asta de victorii, opt cu cele din cupă, deja s-a strâns lumea. Și chiar și la meciul cu Cluj, ultimul meci, care era un meci fără miză, a strâns 200 de persoane, cred că în sală, fără probleme. Dar te întreb, pentru basketul Alba Iulian, a avut vreo reacție acea finală de... a fost finala aceea ținută în primăvară? Nici îmi scapă numele. All-Star Game. Da, este din punctul meu de vedere considerat cel mai important eveniment găzduit de Alba Iulia din punct de vedere sportiv. Este un eveniment care toate vedetele basketului românesc se strâng. Este un meci al stelelor care nu poate decât să ne facă mândri că am ajuns aici și că, într-adevăr, am fost pentru o zi sau pentru două zile, chiar să spunem, capitala basketului românesc feminin. Stau să mă gândesc și puține echipe, puține orașe au fost privilegiate să organizeze un astfel de eveniment. Dezamăgirea pentru mine a fost că în momentul în care a fost organizat acest All-Star Game, care, într-adevăr, a fost de marcă și publicul a fost entuziasmat și a dus aici cele mai bune jucătoare din țară, s-au făcut mult mai multe promisiuni și am crezut că Federația pune într-adevăr bază pe echipa din Alba Iulia și încearcă să ajute echipa din Alba Iulia să crească. Deocamdată nu s-a văzut acest lucru. Ai menționat mai devreme și de momentul din play-off în care am fost dezavantajați destul de grav. La Satu Mare am pierdut acel match și deocamdată mai mult nu s-a văzut ajutor din partea Federației la Alba Iulia. Nu s-au făcut încă modernizări la sală, nu s-a vorbit încă de cupe europene. Să sperăm că în vizitor. De nivel local și de județean cu sala. Bineînțeles, trebuie să ai susținere de acolo. Trebuie să ai susținerea federației la această chestie, pentru că... Poate influența și plecarea lui Carmen Tocală din fruntea federației. Este posibil să fie influențat și chestiunea aceasta, doar că în momentul în care meciul de la Satu Mare s-a jucat, Carmen Tocală era încă la Consiliul Federației. Și țin minte că atunci când Carmen Tocală a venit să anunțe organizarea All-Star Game-ului la Alba Iulia, de-aia și fac referit la acest moment care nu este foarte bun, deși am vorbit despre un eveniment foarte bine realizat, All-Star Game-ul. Fac referire la el pentru că atunci când Carmen Tocală a venit la Alba Iulia să anunțe că evenimentul va avea loc la Alba Iulia, a promis că Alba Iulia va deveni capitala basketului românesc, va fi un din locurile unde se va organiza tot ce e mai important în basketul feminin românesc. Dar deocamdată ai văzut și tu nimic altceva în afară de acel eveniment de marcă. Îți propun acum să vedem și returul din sferturile de final ale Cupei României dintre CSU Alba Iulia și CSBT Alexandria, după care revenim cu discuții despre acest rezumat și despre echipă, dar nu ne oprim la basket, vom avea și volei și fotbal, așa că rămâneți alături de Alba TV.
Am revenit, am văzut și rezumatul partidei retur dintre CSU Alba Iulia și CSBT Alexandria din sferturile Cupei României. Sorin, vorbeam înainte și îmi spune că a fost o prezentare mai slabă ambelor echipe în acest retur. Probabil da. L-a amenajat Bilek și nu le-a... Nu cred neapărat că le-a amenajat. Cred că mai degrabă le-a spus să fie mai atente la accidentări, că oricum calificarea e jucată și s-a văzut că a fost un meci în care, nu știu, parcă fără miză. Așa mi s-a părut. Îmi pare rău că n-am văzut meciul tur, ca să fac o comparație. Dar ca și scor, s-a văzut că a fost destul de slab. Ca și joc, au fost multe ratări, într-adevăr. A fost. De ambele părți. De ambele părți. Cred că echipa din Alexandria nici n-a venit cu mari speranțe de la această dublă manșă și important este că am bătut, ce să zic, că ne-am putut concentra în așa fel încât să nu ne facem de râs în meciul de retur considerat acasă. Absolut. Și că am pus mai mult miza pe campionat în momentul în care oricum eram calificați. Bun, hai să revenim la campionat și vreau să te întreb, ce crezi că s-a întâmplat anul acesta cu CSU la început? A fost acea serie de trei înfrângeri consecutive cu Târgoviște, Icim Arad și Satu Mare. După care urma și cea cu Timișoara. Ce să spun? Hai într-un fel să o luăm, să o luăm pe rând. Din punctul meu de vedere, CSU nu a început foarte bine sezonul, ca și joc, mă refer. Am reușit să ne calificăm în cupă cu Craiova, am reușit să începem bine campionatul tot cu Craiova cu o victorie și am impresia că am mai avut după aceea încă o victorie cu Brașov, nu mai știu sigur. Dar apoi a venit meciul de la Târgoviște, unde clar pe echipa gazdă pleca ca și favorită, la vedere că este echipa cea mai titrată din basketul românesc, prima echipă urmează care s-a calificat în Euroligă, da. Care a avut un parcurs decent, mai mult decât decent acolo. Și la Târgoviște am avut un meci foarte bun. Am condus aproape pe parcurs la tot meciul și am pierdut pe final dintr-o lipsă de concentrare și am impresia și o greșeală tactică la sfârșit acolo. Îmi amintesc că a fost, eram conduse în ultimele 8 sau 9 secunde mai erau și eram conduse cu 2 puncte și am avut ultimul atac la care n-am reușit să aruncăm la coș. Jucătoarele noastre au pasat între ele și în ultima secundă a fost mingea la Iovana Vucoie, care n-a aruncat la coș. Și așa am pierdut meciul acela, un meci care l-am dominat, să spunem, trei sferturi. Fără exagerare, l-am dominat trei sferturi. În care ne-am comportat decent, să spun. La Arad... A urmat cu Satu Mare acasă. Acolo cred că a fost cel mai slab moment al echipei noastre în acest... și în care am dat dovadă de slăbiciune, pierzând acasă în fața propriilor suporteri, cu o echipă cu care trebuia să ne luăm revanșa pentru celebrul meci din play-off-ul anul trecut, în care am fost dezavantajați. Știu că atunci am plecat echilibrat în meci cu echipa din Satu Mare, dar apoi s-au detașat ele și ne-au bătut fără drept de opel. Trebuie să te recunoaștem. Așa este. Apoi la Arad s-a confirmat forma slabă și am pierdut din nou la diferență destul de mare, la o echipă care, din punctul meu de vedere, este alături de Târgoviște favorită la campionat în acest an. Este pe locul întâi, să trebuie să amintim acest lucru. Da. Dar multă lume a pus această serie de înfrângeri pe seama oboselii, au avut deplasări grele la Târgoviște, după care și în interval, într-o săptămână, s-au jucat toate trei meciurile, dacă bine țin minte, nu? Cred că undeva la 10 zile. Luni, sâmbătă și marți. Da, undeva la 8-10 zile, da, ceva de genul ăsta. Nu știu ce să spun despre oboseală. De obicei în sport se invocă acest motiv când prinzi o serie de înfrângeri. Da, dar cum, scuză-mă că te întrerup, era totuși începutul sezonului. Tocmai, nu? Nu trebuia să fim obosiți, practic. Veneam după o perioadă de pregătire destul de dură, exerciții fizice, dar nu cred că se putea pune problema, având în vedere că adversariul cu care am jucat, Târgoviște, era implicat în cupe europene, Aradul la fel în cupe europene. Nu știu dacă chiar începuse la momentul respectiv Aradul în cupa respectivă, să luăm... dar nu cred că oboseala, așa spus cuvântul, într-adevăr, mai degrabă presiunea psihică pe jucătoare. Și la Timișoara. Da, știind că e foarte important să câștigi și pierzând la Târgoviște acel meci echilibrat, cred că atunci s-a căzut. Probabil au fost ceva conflicte în interior și asta au căzut și pe umerii jucătoarelor.
Dacă te referi la meciul de Timișoara, de la Timișoara. Da. La meciul de la Timișoara, clar, a fost un conflict. Atunci a izbucnit acel conflict în conducere. Nu știu despre ce a fost vorba, să-ți spun exact, că a fost și o revoltă a jucătoarelor, că au fost doar afectate de acel conflict la nivelul conducerii clubului, care este un conflict cunoscut. Au recunoscut chiar toți cei implicați că a fost un conflict acolo. Și a fost o înfrângere pentru noi, din punctul meu de vedere, dezamăgitoare și umilitoare. La Timișoara, o echipă care s-a dovedit și în celelalte partide jucate că nu este peste noi valoric. Era vorba și de niște întârziere ale plății salariilor și așa a survenit acel moment. Am auzit de acest lucru, că ar fi fost unele întârzieri, dar nu cred că au fost întârzieri atât de mari încât să le afecteze pe fete. Având în vedere că ele știau că banii o să vină, știau că este un club destul de bine echilibrat financiar și cât de important este să câștige meciurile cu echipele contracandidate, la podium sau la primele 4, 6, ceva de genul ăsta. Nu știu ce să spun, deci nu cred că ăsta e motivul. Din punctul meu de vedere, motivul este conflictul care s-a creat în acel moment la conducerea clubului. Eram la un moment dat pe al 8-lea loc, însă au fost aceste 4 înfrângeri, după care am trecut printr-o serie foarte bună, numai cu victorii. Te rog să-mi spui pe ce ai pune tu aceste victorii, pe ce ai pune tu seama. A fost parcursul echipei, echipa a fost principalul factor acestei victorii sau au fost adversarii mai slab cotați decât noi pe care i-am întâlnit? Deși a fost Sepsis Sfântul Gheorghe, a fost Alexandria, dacă nu... Aș pune pe mai multe lucruri. Cred că, în primul rând, am întâlnit și adversarii mai slab cotați. În afară de Sfântul Gheorghe, practic, nu mai știu, am jucat cu... A fost cele două meciuri de la București care erau câștigate înainte. Olimpia și Rapidul. Cu Brașovul, parcă am mai avut... Deci meciuri destul de ușoare. Am avut, într-adevăr, partida de la Alexandria din deplasare, unde a fost o victorie bună. Cred că a început să se și închege oarecum jocul. Cred că s-a trecut peste acel conflict de la Timișoara, forțat s-a trecut peste el, pentru că toată lumea și-a dat seama, dacă se continuă așa, o să ajungă echipa la colaps. Pe moment, colaps pe moment. Și atunci, cred că fetele s-au motivat, jocul s-a închegat oarecum, la conducere au început să se înțeleagă mai de asila, mai... Ei, poate, probabil ai rezultate, nu ai de ce să te cerți. Și atunci s-a ajuns la această serie foarte bună, care, uite, a dus echipa nesperat pe locul 4, spun eu. După ce la un moment dat ne aflam pe locul 8, puteai să pierzi derbi, că puteam să-i spunem deja derbi cu Sepsi, pierdeai derbi cu Sepsi sau la Alexandria. Sepsi era pe locul 3. Dar și ele, profitând de faptul că au jucat meciurile cu echipele mai tari acasă. Și au reușit să învingă una sau două din echipele contracandidate. Bun, vreau să te întreb, pe cine vezi tu lider în terenul echipei CSU Alba Iulia? Fără doar și poate Amanda Thompson. Este cel mai mare câștig al echipei de anul acesta. O jucătoare se vede că e peste... Adică la cel mai ridicat nivel al campionatului. Din punctul meu de vedere, eu n-am văzut o jucătoare... așa de atât de valoroasă în campionatul românesc până acum. Și urmăresc campionatul românesc de basket de 3-4 ani la meciuri live în teren și până acum la televizor, bineînțeles. Am văzut că este pe primele locuri la capitolul recuperării. Da, și chiar m-am uitat pe statistici, este prima la recuperări cu 10,4 recuperări pe meci. Este pe locul 12 la puncte, 13,7 puncte pe meci. Da, a avut fluctuații în acele momente. A marcat foarte multe puncte într-o partidă, după care a marcat vreo 8-7 puncte. Da, într-adevăr. Dar când a marcat mai puțin, a recuperat foarte bine. Și e foarte important. De remarcat la Amanda, are 6 double-double în 14 meciuri jucate. Double-double înseamnă... peste 10 puncte marcate pe meci și peste 10 recuperări sau peste 10 pase decisive. În cazul ei a avut 6 meciuri în care a marcat peste 10 puncte și peste 10 recuperări. Poți să câștigi un meci cu un asemenea double-double, nu? Da, poți să câștigi un meci, într-adevăr. Și dacă ne uităm și la eficiență, care a contat foarte mult aceste double-double care le-a reușit, la eficiență este pe locul 3 cu 19,8 puncte de eficiență
Doar 3 mai puține față de Christy Givens de la IC Marat, care este pe locul 1. Văd acolo deci, și pe Becca Tobin prin acest clasament. Da, Becca Tobin a început destul de slab sezonul. Nu știu care a fost motivul exact. Am înțeles că a avut ușoare probleme medicale la începutul sezonului. Ea a și întârziat la pregătiri. A început destul de slab sezonul. Toată lumea din jurul meu îmi spunea: nu mai recunoaștem pe Becca. Becca Tobin, care anul trecut îți câștiga în returul anul trecut, îți câștiga un meci de una singură. Avea acele stop shoot-uri spectaculoase, supanou, parcă introducea tot un coș și n-am recunoscut-o. Dar și-a revenit foarte bine pe final, când putem să spunem că ea a fost liderul în ultimele 4-5 meciuri. Însă, pe lângă cele două americance care într-adevăr au jucat exemplar, pot să spun că pentru echipă câștigul este Eniko Laza, cunoscută ca Eniko Tarța. Una dintre jucătoarele foarte valoroase ținute la club, foarte bine că a fost ținută la club, care când a fost introdusă și-a făcut treaba. Pentru mine acest lucru contează foarte mult. Deși are o concurență acerbă pe post. Zic eu. Tu cunoști mai bine are fenomenul. Are cu concurența acerbă că sunt practic 3 jucătoare cotate aproximativ egal pe 2 posturi. Postul 1 și postul 2. Și începutul sezonului a prins-o pe Eni pe bancă și titulare Vukoje cu Tereza Brandova, cu Cehoaica. Cu timpul, cu meci după meci trecând și intrând pe parcurs în teren, a demonstrat că poate să intre în primul 5 și așa a și terminat campionatul. În primul 5, am impresia. Asta mai întreb, Caterina Abramson. Katia Abramson, din punctul meu de vedere, este sub ce a jucat anul trecut. Anul trecut, Katia Abramson a fost adusă ca aruncătoare de 3 puncte. Ăla a fost tatuul ei. Toată lumea știa Katia Abramson Mizraileanu, care aruncă de 3 puncte. Anul trecut, într-adevăr, s-a remarcat prin aceste lucruri. A dominat prima parte a campionatului de anul trecut, l-a dominat și a jucat foarte bine. Anul acesta, nu, din punctul meu de vedere, chiar nu a convins. Mi se pare că are, într-adevăr, în continuare căderi și de moral mai degrabă decât fizice și cred că acest lucru îi dăunează. Deci nu mi se pare că este jucătoarea care face ce ar trebui să facă în teren. Mi se pare, într-adevăr, că a crescut din punct de vedere defensiv, se apără mult mai bine decât anul trecut. Aceasta este creșterea în jocul ei, dar din punct de vedere al atacului, al aruncărilor de 3 puncte, care, mă repet acum, era atuul ei, nu a convins. Crezi că se impunea aducerea unor jucătoare la club noi, se face transferuri în această perioadă, în această pauză competițională? Având în vedere că campionatul a fost turul de campionat a fost terminat pe 4, mulțumitor, nu știu dacă trebuia să mai fie adus. Poate un transfer surpriză, care să poate într-adevăr să surprindă echipele adverse. Deocamdată am văzut că niciuna dintre echipele contracandidate nu au mișcat pe viața transferurilor, cum s-ar zice. Doar Timișoara am văzut că a făcut 2 achiziții. Din punctul meu de vedere, a mai trebuit adus o jucătoare înaltă, de poziția 5, pivot, care se poate să joace și în combinație cu Becca Tobin în poziția 4, lângă. Pentru că Becca poate foarte bine să joace și poziția 4, iar un om înalt ai nevoie de el. Din punct de vedere, aici am mai avea nevoie de un om înalt, pivot, de valoare. O jucătoare de valoare. Așa să-mi caracterizez scurt basketul din România. Basketul din România, să facem o comparație la nivel, să zicem, la nivel european, este destul de jos. Din punct de vedere al, cum să zic eu, evoluției, a crescut foarte mult în ultimii, basketul feminin mă refer, a crescut foarte mult în ultimii 3 ani. Acum 3 ani, cred că dacă găseai o jucătoare străină la o echipă, 2 jucătoare. În momentul ăsta, dacă bine ai observat și tu, fiecare echipă are cel puțin
trei jucătoare străine sau ai văzut și Brașov are și echipele care sunt până la locul 13, bănuiesc sau 14 chiar au jucătoare străine în lot. Din punct de vedere al nivelului a crescut în ultimii 3 ani, dar în continuare suntem destul de jos. Nu știu ce să zic. Târgoviște s-a comportat foarte bine. Dacă stăm să luăm în cea mai importantă competiție europeană, Euroliga, Târgoviște s-a comportat bine. Însă nu a putut face în continuare sau nu a putut face față unor echipe puternice din Turcia, Italia, campionate puternice. Dar eu zic că putem să urcăm. La nivel de națională, din nou, n-am reușit mai nimic. La nivel de națională, ceea ce spune că deocamdată jucătoarele românce, nu știu, încă nu reușesc să se joace împreună. Cred că părerea mea asta este, că jucătoarele românce nu reușesc să se joace împreună, de aia nu vedem. Le naturalizăm pe americani și... Nu știu dacă e atât de bine. Poate am putea să naturalizăm o jucătoare, două, să ne ajute să urcăm ca nivel, să ne calificăm și noi eventual la un campionat european, să zicem, deși sperăm cam mult. Doar că la nivel individual cred că avem și jucătoare românce. Numai dacă ai observat și în campionat, să nu zicem neapărat de echipa națională, cred că n-ai văzut o echipă în care să fie mai mult de 2-3 jucătoare românce și să fie una dintre forțele campionatului. Nu. Nu poți, nici la fotbal. Care spune mult chestiunea aceasta. Bun, dacă basketul din județ este un sport cu care ne-am obișnuit în ultimii 3 ani, să spunem așa mai aproape, da, avem un nou sport care aduce multă lume la sală, care face cinste județului și vorbim aici despre volei. Avem o echipă în prima ligă, în divizia 1 de volei feminin, Volei Alba Blaj, o formație extraordinară din ce am urmărit eu în acest sezon. Te întreb și pe tine, cum ți s-a părut evoluția blăjencilor? Da, la debut în divizia națională, o evoluție surprinzătoare. O evoluție, să spunem că Blajul este în acest an cum a fost CSU anul trecut. Doar că diferența e că noi suntem la volei este nou promovată. Ce să mai spun? Senzațională atmosfera în sală. Jocul bun, am întâlnit niște adversari foarte puternici în volei românesc. Gen Dinamo, gen CSM București, gen Unic Piatra Neamț, pe care am reușit să le învingem. Și dacă de departe, cea mai răsunătoare victorie este cea împotriva Dinamo București. Da, și o victorie destul de ușor obținută. Da, am fost la meci destul de ușor obținută, ne-am fără probleme. Cele 3 puncte. Cred că n-am avut emoții decât într-un set. Mai mult de setul câștigat de Dinamo București, nu cred că am avut emoții în meciul respectiv. Da, acolo este entuziasmul promovării, entuziasmul primului sezon în divizia A. Atmosfera este incredibilă în sală, e sala plină meci de meci, implicarea locală e foarte mare, acest lucru că contează foarte mult, implicarea locală și județeană, să nu se supere nimeni pe noi. Da, locală mă refeream și județeană. Da. Județeană deocamdată e la toate cele 3 ramuri în care s-a investit până acum. Ce să spun? O atmosferă senzațională, un lot bun. Un lot bun care a fost îmbunătățit în ultima perioadă. Îmbunătățit, da. Avem două jucătoare noi la echipă. Este vorba despre Sherissa Livingston, o americană, și Josefina Fernandez, o jucătoare argentiniancă. Din câte am înțeles, ambele au evoluat și încă evoluează și în naționalele țărilor sale. Da. Știu despre Josefina Fernandez, că a participat, tot din ce m-am documentat un pic după anunțarea venirii sale, a participat chiar în acest an în calificări la Olimpiada de la Londra, ceea ce poate să nu putem să fim decât foarte optimiști după aducerea ei și să spunem că, da, acum ne clasăm pe locul 4, putem să fim chiar mai sus. Nu știu ce au făcut pe piața transferurilor și alte echipe. Doar că aceste jucătoare, într-adevăr, anunță că nivelul echipei din Blaj va crește. Nu știu exact ce va face antrenorul Macaie, deoarece și voleibalistele românce s-au comportat foarte bine. Da. Acum vreau să spun că, uite, și în această perioadă de Mercado, și voleiul numai straniere a transferat. Da, ai dreptate. Se dorește. Probabil au mai multă experiență. Oricum, voleiul în România nu este la un nivel destul de ridicat, cel puțin voleiul feminin, cum este și basketul feminin.
dar să sperăm. Da, că, uite, mai avem de crescut, într-adevăr, la aceste sporturi, și la volei ca și la basket, doar că, da, într-adevăr, în momentul de față, asta e mentalitatea. Să aduci sportive străine, sunt mai valoroase, au mai multă experiență. Ce să spun? De aia zic, sunt foarte curios ce se va întâmpla, ce va face antrenorul Macarie. Va continua să joace cu româncile care au jucat și până acum și să schimbe străinele între ele? Sau vom vedea antrenori în patru străine și... Oricum, de departe, preferata publicului este Bojana Stojković, dacă ai observat. Da, este o jucătoare spectacol care... pe lângă jocul care le talează, care este unul foarte bun, se vede clar că este o jucătoare de excepție și venită din campionat puternic sârbesc. Este o jucătoare care știe să facă și spectacol și a dat seama că publicul este doritor de spectacol la Blaj. E și un public tânăr, care nu putem, da, să spunem că este foarte cunoscător de volei, dar este un public dornic de spectacol și știe să profite din plin Bojana Stojković, într-adevăr. Eu cred că este cel mai reușit transfer făcut în vară. Să vedem cum se vor comporta cele două jucătoare aduse acum în iarnă. De spus, spun destul de multe. Una cu experiență, americanca cu experiență, 32 de ani. De ani, da. A trecut pe la jumate din Europa, să spunem așa. Globetrotter, da. A trecut pe la jumate din echipele din Europa, să spunem, din țările din Europa. Și această Josefina Fernandez cu experiență internațională, foarte tânără, nu are decât să fie un câștig pentru echipa noastră. Acum să vedem cum se vor integra. Eu sper să aibă timp să se integreze. Este bine că începem cu o echipă mai slab cotată la Craiova. Da, este. Și avem timpul să ne închegăm. Că ai adus vorba de jocul fetelor de la volei, să amintim că atât CSO Alba Iulia cât și Volei Alba Blaj joacă în deplasare 12 ianuarie, deci în acest sfârșit de săptămână, sâmbătă, la Craiova, ambele echipe, atât CSO Alba Iulia cât și Volei Alba Blaj. Da, ambele echipe fac deplasarea la Craiova sâmbătă. Unde vezi tu meciul mai ușor? Unde vă meciul mai ușor? La volei, îl văd mai ușor. La volei, pentru că am văzut meciul tur de acasă cu Craiova, în care le-am dominat categoric, deși în momentul de față echipa nu era închigată, fetele nu se cunoșteau, chiar și după meci îmi declarau că nu au reușit încă să se cunoască și cred că acolo vom reuși să obținem o victorie care ne face toate punctele. Deci mă refer 3-0 sau 3-1, o să reușim să învingem. Un câștig din perspectiva ta această echipă pentru județul nostru. Fără doar și poate un câștig. Mă bucur acest lucru că avem și volei la Blaj. Mă bucur că a fost această ascensiune așa de rapidă. Nu s-a așteptat, cred că, nimeni după un singur sezon să promovezi. Și este bine că avem toate ramurile feminine, sportive, importante din țară, la nivel destul de înalt. Ce mă bucură pe mine, dar de fapt mă și descurajează, este faptul că nu poți face nimic fără bani în niciun sport. Fără doar și poate. Nu poți face nimic fără bani. Și este important că... deocamdată nu au fost probleme din acest punct de vedere. Nici la echipa de basket, unde universitatea în continuare dă foarte mulți bani, sponsorii, am înțeles că dau bani, iar Consiliul Județean, cred că am observat cu toții, nu se dă în lături și principal, chiar în ultima lună anului a acordat din nou o sumă de bani, atât voleiului cât și basketului. Și cred că așa va continua. Deoarece, din ce văd și din atitudinea conducătorilor Consiliului Județean, care văd la meciuri, atât la volei cât și la basket, nu vreau să-i laud, pentru că nu îmi stă în caracter să-i laud, dar când văd niște oameni care sunt implicați și sunt aproape de sport, îmi crește inima în mine, ce să spun. Avem volei la cel mai înalt nivel în România, avem basket, ce putem să spunem despre Unirea Alba Iulia? Care este pe moarte, este aproape de desființare, penultimul loc sau pe locul 10 din 12 echipe din Liga a doua, dezastru total, din punctul meu de vedere. Cred că cuvântul care ar trebui să caracterizeze pe Unirea în momentul ăsta este chiar stadiul în care se află, insolvență. Mai mult, nu știu ce să spui despre echipă. Părăște de toată lumea. Dar această insolvență parcă nu este ca la Dinamo, ca la Rapid, ca la
celelalte echipe, parcă tot mai mult se îndreaptă către faliment. Se îndreaptă, da, într-adevăr. Doar că deocamdată pe noi insolvența, uite că deocamdată pe Unirea a ajutat-o. A scăpat de niște restanțe financiare de la către jucători. Ei, nu au scăpat, că jucătorii care au devenit liberi au acea clauză depusă odată cu memoriu că devin liberi și vor urma să-și primească și restanțele financiare. Da, dar vor trebui să se îndrepte spre masa credală. Așa deci este. Nu, clubul nu mai are restanțe practic pentru ei, din punctul de vedere. Dar nu putem să zicem că acest lucru ne ajută, pentru că, uite, echipa în cazul în care va mai reuși să facă rost de niște bani să continue și returul campionatului, va trebui să facă cu juniorii. Absolut. Ceea ce înseamnă că... Este și final de mercat și nu având niciun jucător, deși aveam niște piese grele în curte, gen Edward Schuller, Ionuț Stan, Bucurică, de da. Fapt Bucurică devenea liber, era în ultimele 6 luni, dar aveam jucători. Unirea totuși are un lot foarte bun. Avea un lot foarte bun. De altfel, Stelian German declara cu ceva timp în urmă că dacă avea o stabilitate financiară și dacă avea liniște la echipă, el se putea lupta la promovare cu acest lot. Fără doar și poate. Dacă stăm să ne gândim cum a început campionatul... În Vinsuta, Mioveniul pe da, și nivelul campionatului din acest moment, puteai fără mari probleme să tragi la promovare în acest an. Numai nu știu dacă... Într-adevăr, te puneai descurcat după aceea mai departe. Doar că nici nu... Asta rămâne doar la nivel de discuție, deoarece am vedere situația în care este echipa acum, problemele care le are cu justiția. Așa este. Nu cred că se mai poate pune problema. Trist este că nu știu dacă se vor strânge banii să continue. Pentru că va trebui să aibă cel puțin bani pentru baremul de arbitraj și așa pentru este. Deplasări. Să spunem că... Și organizarea meciurilor. Organizarea meciurilor. Ceea care implică, să spunem, un meci de acasă undeva la 8.000 de lei. Da, așa este. 8.000 de lei, poate undeva la 4.000-5.000 de plasările. Nu știu de unde se vor face rost de banii aceștia, deoarece ai văzut și tu când a fost acea inițiativă, a jurnaliștilor, de a strânge bani, nu s-a reușit mare lucru. Nu s-a reușit să strângă bani nici măcar pentru deplasare. Nici suporterii nu au răspuns la acea acțiune pe care noi am organizat-o. A fost număr foarte mic la stadion. Asta este. Unirea este pe cale să moară. Vom pierde fotbalul județean la cel mai înalt nivel. Rămânem cu Europa, care, din câte am înțeles, spre fericirea mea și a tuturor, se îndreaptă lucrurile acolo. Rămâne Dan Mănei la antrenor. Nu știu ce să spun. Din punctul meu de vedere, din punct de vedere fotbalistic, pentru mine înseamnă Unirea. Nu știu dacă Europa va reuși să ajungă, să atingă performanțele Unirii vreodată. Eu mă refer să rămânem măcar cu o echipă într-o ligă superioară celei de județ. O să rămânem, cred. Da. Da, cred că și acolo, dacă lucrurile se vor echilibra, nu se vor crea unele probleme la nivel de antrenor, să spunem că făceai referire la acest lucru, echipa va reuși să se mențină și să nu retrogradeze. Da, era vorba în vară de o fuziune între Europa și Unirea să preia numele sau Europa să preia numele, deoarece echipa din eșalonul terț are 0 datorii la stat, are un lot destul de bun, putea... Ce părere ai tu despre acest lucru? Da, cred că era cel mai bun lucru care se putea întâmpla. Să se facă această fuziune. Nu știu exact ce implica acest lucru. Nu știu ce implica exact acest lucru și dacă se putea face în toamnă. Cred că nu se mai putea face în toamnă, că deja Unirea avea probleme pe care le avea. Așa este. Poate doar să împrumute unii dintre jucătorile Europa, ca Europa să se mențină pe linia de plutire în liga în care evoluează în acest moment. Dar această fuziune nu cred că era posibil din punct de vedere juridic sau din punct de vedere legal în toamnă. Ar fi fost bine. Mai avem puțin timp din emisiune, pentru că după această emisiune Alba TV va transmite un meci în drept, că este în reluare dintre Europa, Alba Iulia și Jiul Petroșani, scor 2-2, așa că nu uitați să rămâneți alături de Alba TV. Însă, înainte de a încheia, Sorin, vreau să te întreb ce părere ai tu despre sportul la nivel județean în Alba? Ce să spun? La nivel județean. Mă refer aici. În general, atletism, basket, volei, fotbal.
La nivel, la nivel de echipe, cu excepția Unirea, regretată e Unirea, putem să-i spunem regretată deja că nu văd un viitor prea strălucitor pentru echipă. La nivel de echipe pot să spun că stăm foarte bine. Stăm foarte bine. Volei în prima ligă, clasată bine, basketul la fel. Handbalul cu Binișor, cu promisiuni că anul viitor va trage și echipa de la Sebeș la promovare. Din punct de vedere a sporturilor individuale, uite că ne-am remarcat mai mult pe ramuri neolimpice, cum ar fi powerlifting-ul, da. Un sport care nu e foarte cunoscut de lume, dar nouă ne face mare, da, cinste. Mare cinste. Avem premii, avem și federații aici, avem oameni implicați în acest sport și legătură mare și cu halterele, care e o ramură asemănătoare. Da. La atletism, nu știu ce să spun. Am impresia că condițiile de antrenament nu sunt foarte bune pentru sportivii noștri. Nu sunt ei de vină, bineînțeles. Doar că nu poți face sport dacă nu ai condiții. Așa este. Mai ales în niște timpuri nu care... Nu poți face sport de performanță, să rectificăm. Sport de performanță. Mai ales în niște timpuri în care, oricum, copiii, sau tinerii, să le spunem, nu neapărat, dar copiii, în general, nu mai sunt atrași de sport. Și dacă nu-i motivezi, nu o să-ți facă niciodată performanță. Și dacă nu mă înșel, din 96 încoace, Alba Iulia a rămas fără reprezentantă la Jocurile Olimpice. Am avut Norica, da. Campioana, Ana Maria Groza, din 96 într-adevăr. Până în 2008. Acest lucru spune mult. Spune mult și cred că chiar aici se duce la ceea ce spuneam eu, condițiile de antrenament. Pentru că, uite-te, la atletism e același stadion, care nu poți să-i spui bază de antrenament, acest stadion care dacă te uiți... tartanul care e pista de antrenament e distrusă, nu s-a mai reabilitat, să-i spunem, de ani buni de zile. Alte sporturi, ce să spunem? De not nici nu se poate pune problema, deoarece nu avem un bazin în care să se note. Așa este. Dar probabil acum cu un minister al sportului individual, poate se vor îndrepta puțin lucrurile. Sunt curios. Sunt optimist. Eu nu sunt așa de optimist ca tine. Sunt mai mult curios. Sper să se întâmple așa. Bineînțeles, toți trebuie să sperăm. Ce să spun? Mai mult de, eu mi-aș dori cel puțin performanțe mai mult de nivel decât cele de la nivel național. Dar cele la nivel național am avut și în acest an. Niște performanțe chiar și la atletism. Doar că, cum spuneai și tu, atâția ani de când n-am mai avut un reprezentant la Olimpiadă, la campionate mondiale. Așa este. Este mult. Nu știu ce să spun. Să vedem ce ne rezervă viitorul. Până atunci noi trebuie să încheiem. Îți mulțumesc foarte mult pentru că a acceptat invitația mea de a face parte în emisiunea din Voleu, emisiunea sportivă din Voleu. Nu uitați, rămâneți în continuare alături de Alba TV pentru că v-am pregătit un meci în reluare dintre Europa, Alba Iulia și Jiul Petroșani. Toate cele bune! La revedere!